La data de 25 septembrie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brăila, sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Brăila, au desfășurat o acțiune amplă, punând în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară în județ. În cadrul acestei operațiuni au fost vizate 23 de persoane într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune, falsificarea instrumentelor oficiale, utilizarea de documente false, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.